drumul către 45.000 de abonați pare a fi din ce în ce mai scurt datorită vouă. După ce săptămâna trecută a reușit să facem 1.000 de abonați, acum în doar 2 zile am reușit încă 400 de abonați și 4.000 de like-uri la clipul cu transferuri de acum 2 zile. Pe plan internațional, transferurile sunt din ce în ce mai multe, dar în schimb în Liga 1 lucrurile se mișcă ceva mai greu. Știu că astăzi trebuia să avem transferurile din Liga 1, dar m-am gândit ca episodul să fie mult mai interesant, să vă prezint top transferuri confirmate din Liga 1 plus top transferuri la nivel internațional. Dacă vreți ca următorul episod cu transferuri să fie în cel mai scurt timp, haideți să vedem dacă puteți să strângem 3.000 de like-uri, iar eu voi pregăti un nou episod, poate chiar la sfârșit de săptămână sau la începutul săptămânii viitoare. Lumea efectiv a luat foc în ultimele 2 zile. Instagram, Twitter, Facebook, toate ziarele, toată presa, tot internetul vorbește despre super transferul lui Lionel Messi, care din păcate nu va mai rămâne la Barcelona în această vară. Astăzi vom vorbi despre cele 4 posibile destinații ale lui Lionel Messi și despre un jucător din Liga 1 căruia aproape i-a fost trimis un avion pentru a fi transferat în Turcia. Și astăzi din nou alături de noi la datorie este Ionuț. Ionuț! Ce faci ăsta, mă, Sărsu? Salutare, fraților! Credeați că ați scăpat de mine? Tudor, tu credeai că ai scăpat de mine? În niciun caz, nu știam ce faci, de ce nu mai apare odată. Așadar, fraților, Ionuț este din nou alături de noi și vă mulțumesc mult de tot că ați mers și la el și ați apăsat pe butonul de subscribe. Este foarte aproape să facă cei 3800 de abonați pe care și-i dorește foarte mult săptămâna asta. Așadar, vreau să mergeți chiar acum la el și să apăsați pe butonul de subscribe. Și vom începe cu transferurile confirmate din Liga 1, iar primul jucător despre care vom vorbi astăzi este Vlad Achim, noul jucător achiziționat de Dinamo, venit de la Viitorul, pe care l-am văzut evoluând ca titular și în prima etapă din acest campionat, meci în care a jucat destul de bine, dar a fost schimbat undeva prin repriza a doua. Vlad Achim, un jucător mult dorit de voi, săptămâna trecută când am postat episodul cu top transferuri din Liga 1, foarte mulți dintre voi ați comentat unde este Vlad Achim, așadar avem și acest super transfer al unui fotbalist român la Dinamo. Al doilea transfer confirmat din Liga 1 din acest episod este Mailat, fost jucător al celor de la CFR Cluj, un jucător bronz din păcate în FIFA 20, chiar dacă va fi bronz și în FIFA 21, după cum puteți vedea, va primi un mic upgrade. Un jucător cu 84 pace vine acum la echipa celor de la Voluntari. Vorbim despre împrumutul unui jucător care evolua pe același post cu Kipciu și să fim serioși, Kipciu este într-o formă de zile mari, iar cei de la CFR au decis să-l împrumute la Voluntari, unde mai mult ca sigur are garantat locul de titular. Acum vorbim despre un jucător destul de interesant care vine de la o echipă cu renume din Europa, este vorba despre Newcastle United. Fernandez semnează cu cei de la Viitorul Constanța gratis și va avea un card destul de interesant, un upgrade de plus 3 pentru el, pentru echipa care tocmai și-a schimbat logo-ul în acest an și arată destul de bine. Încă de la venirea la Viitorul, Fernandez a declarat că se simte foarte bine și să nu fiți mirați de faptul că un jucător de la Newcastle a ales Viitorul din România, pentru că el a declarat că îi place foarte mult ce se întâmplă la club și se joacă fotbal așa cum a fost învățat el în țara sa natală, Spania. A venit rândul să vorbim despre unul dintre cei mai talentați fundași din ultimii 5 ani ai României, Florin Gardoș, un jucător care din păcate a avut un ghinion teribil, iar accidentările i-au măcinat cariera. După o perioadă petrecută la Craiova, vicecampioana României se transferă acum gratis la Academica Clinceni. Așa cum o povestea și Ionuț, în ultimii ani când mă gândesc la fundaș central din România, îl văd pe Gardoș și pe Kircheș, doi fundași centrali cu destul de mult curaj, ieșeau destul de des pe faza ofensivă, fără niciun fel de teamă, și Gardoș un fundaș central destul de rapid în viața reală. Din păcate în FIFA are doar 33 pace, el a trecut și pe la Southampton, o echipă cu renume din Europa, și acum ajunge la echipa din Liga 1, Academica Clinceni. Un alt transfer confirmat din Liga 1 este Lucasen, un jucător care nu a avut card în FIFA 20, am vorbit puțin despre el atunci când m-am prezentat top echipe din Liga 1. Lucasen acum se transferă la cei de la Viitorul Constanța, un transfer gratis și după cum putem vedea, cei de la Viitorul ușor își întăresc echipa. A venit rândul acum să vorbim despre Fofana al nostru, după ce episoadele trecute le menționam pe Fofana care s-a transferat la Lens.
Fostul jucător al lui Gaz Metan se transferă acum la Sepsi gratis, așa cum ne-a obișnuit Liga 1 în ultima perioadă, și va primi un card silver de 69 rating cu doar 34 pace din păcate și 89 physical. Și avem ultimul transfer confirmat din Liga 1 din acest episod. Este vorba despre Janusz Gol, un jucător transferat de la Cracovia, echipa la care tocmai a plecat Rivaldinho. Și să nu uităm că acest jucător, Janusz Gol, a fost unul dintre cei mai buni jucători din anul 2019 din campionatul Poloniei. Se pare că la Dinamo se petrec mișcări importante, chiar Cosmin Contra a organizat trialul de ieri dimineață pentru echipa a doua lui Dinamo și sunt sigur că acesta nu va fi ultimul transfer pe care îl vom vedea și trebuie remarcat neapărat faptul că acest jucător are un card foarte folosibil în FIFA 20, zic eu, pentru o echipă din Liga 1. Și avem primul transfer confirmat internațional, este vorba despre Montoya, care pleacă din Premier League și merge în prima ligă din Spania. După cum puteți vedea, va primi și un mic upgrade în FIFA 21, un transfer gratis pentru un jucător cu foarte mare experiență. Foarte bine ai pomenit, Tudor, de experiența sa, ținând cont de faptul că este un jucător crescut de Barcelona în La Masia și nu a evoluat doar pentru Barcelona, acest jucător a mai evoluat și pentru Inter și pentru Valencia, echipe mari ale lumii. Acum a venit rândul să evolueze pentru Real Betis și sunt sigur că nu vor fi probleme în adaptarea sa la echipă. Următorul transfer confirmat despre care vom vorbi este al unui jucător cu dublă cetățenie, atât ciliană cât și elvețiană, un jucător ajuns la 28 de ani, care sezonul trecut a evoluat pentru AC Milan, dar acum a semnat cu Torino, însă mutarea se va face de la 1 septembrie. Rodriguez, un jucător pe care mi-l amintesc cel mai bine din perioada când juca la Wolfsburg, mie atunci mi-a plăcut cel mai mult de el, l-am văzut și în viața reală, atunci când România a jucat la Euro contra Elveției. Țin minte că el a jucat titular în acel meci. Acum se transferă tot în Italia, de la AC Milan la Torino, pentru suma de 3 milioane de euro. Și acum vorbim despre un super transfer confirmat, este vorba despre Rodrigo, care fix ieri dimineață a semnat cu cei de la Leeds, un jucător foarte bun atât în viața reală cât și în FIFA. Acest card de 83 mie mi-a plăcut și în FIFA 19 și mi se pare unul dintre cei mai buni atacanți la început de joc. Sunt convins că așa o să fie și la FIFA 21, pentru că vedem un super card pentru el de 84. Vorbim despre un super atacant spaniol transferat pentru suma incredibilă de 30 de milioane de euro, un atacant care rupe plasa porții cu sânge rece și, așa cum spunea și Tudor, va fi unul dintre cei mai OP atacanți din Premier League în FIFA 21. Vorbim acum despre prima apariție în fotbalul european a acestui tânăr jucător brazilian pe numele său Bruno Fuchs, un transfer surprinzător făcut de cei de la CSKA Moscova pentru suma de 8 milioane de euro pentru un fundaș brazilian care nu a mai activat nicăieri în Europa și încă nu are realizări notabile. Un tânăr fundaș central în vârstă de 21 de ani, cu o înălțime foarte bună de 1,92, primește și el un card gold de la un card silver și începe noua aventură în Europa ca fotbalist profesionist. Și tocmai ce vorbeam de Wolfsburg puțin mai devreme când povesteam despre Rodriguez, echipa din Bundesliga acum transferă un fundaș central din a doua ligă din Franța, este vorba despre Lacroix, un fundaș central care va arăta destul de bine în FIFA 21, un jucător cu 71 pace, 76 defense și 80 physical. Unul dintre primele transferuri din această perioadă de mercato pentru Wolfsburg, care oferă 5 milioane de euro pentru un tânăr de doar 20 de ani cu dublă cetățenie atât franceză cât și, fiți atenți, guadalupeză. A venit rândul să vorbim despre veteranul acestui episod, un jucător ajuns la 38 de ani, care din păcate nu a bifat nicio echipă mare în cariera sa, se transferă acum gratis de la Getafe la Granada și în ciuda vârstei lui va avea un card gold de 80 rating în FIFA 21, dar doar cu 38 pace. Și după ce într-un episod anterior l-am văzut ca un transfer confirmat în proporție de 96%, se pare că ieri Pedro a avut prezentarea oficială la cei de la AS Roma și va urma să înceapă să joace începând cu data de 1 septembrie. Un jucător cu mare experiență, care după cum bine știți a avut și un card special în FIFA 20 și sunt 100% convins că Pedro nu își va face probleme pentru a se acomoda la cei de la AS Roma. Chelsea oferă suma incredibilă de 50 de milioane de euro pentru acest jucător și din punctul meu de vedere este echipa care a făcut cele mai tari transferuri în această vară, după Werner, Ziyech,
Thiago Silva, care tocmai ieri a ajuns la club, vine rândul acestui jucător și lista nu se oprește aici, așadar rămâneți cu ochii pe episoadele noastre cu transferuri. După ce în urmă cu două zile vorbim despre acest jucător și despre șansele sale de a se transfera ca fiind în proporție de 90%, iată că astăzi șansele sale au crescut la 99%. În urma evoluțiilor sale din sezonul trecut, Chilwell a primit și două carduri speciale în FIFA 20. Și am ajuns la primul zvon, băieți, din acest episod. Este vorba despre olandezul Van de Beek, care are șanse de 50% să ajungă la Barcelona și să fie antrenat de fostul lui antrenor de la echipa națională. Este vorba despre Koeman, care atunci când era antrenor la echipa națională, nu îl folosea pe postul de titular pe Van de Beek, îl prefera pe Wijnaldum, iar în privința acestui zvon există două posibilități: fie ca cei de la Barcelona să plătească 70 de milioane de euro pe acest tânăr jucător, sau să se folosească de un alt jucător, este vorba despre Suarez, și să mai ofere încă 40 de milioane de euro în plus. Van de Beek, un jucător de doar 24 de ani care a primit și un card Team of the Season în sezonul trecut, este posibil să meargă spre Barcelona, unde ar face link verde cu De Jong, și știm cu toții ce relații speciale au olandezii cu Barcelona. Eze, un jucător de doar 22 de ani care în urma evoluțiilor sale din Liga a doua din Anglia a atras atenția cluburilor din prima ligă, trebuie neapărat să menționăm că cei de la Crystal Palace nu sunt singura echipă interesată de el, au mai pus ochii pe acest tânăr jucător și West Ham și Aston Villa, dar în pole position pentru achiziționarea lui sunt cei de la Crystal Palace. Dacă Zaha nu se transferă la o altă echipă, va fi coleg cu acest Eze și sunt doi fotbaliști destul de interesanți pentru că au dribling și viteză destul de mare. Acest fotbalist a primit și un card Team of the Season, chiar dacă juca în Liga a doua din Anglia, și este posibil să se transfere pentru suma de 25 de milioane de euro. Următorul zvon îi privește în mod direct pe cei de la Chelsea, care sunt MVP-ul acestei perioade de mercato, și după ce își betonează atacul cu Werner și Ziyech, au un super mijloc, Kante împreună cu Kovacic, umblă fix unde trebuie, la apărare, și după venirea lui Thiago Silva, vorbim de acest posibil transfer al lui Sar în proporție de 65% să se realizeze. Așa este, vorbim despre posibila venire a unui tânăr jucător care, surprinzător, a rămas fără contract după sezonul trecut, un jucător care a avut și carduri speciale în FIFA 20, recomandate chiar și de jucători pro. Denis Alibek, unul dintre cei mai buni atacanți pe care a avut Liga 1 în ultimele sezoane, este dorit acum de o echipă din Turcia, este vorba despre Gaziantep, echipa antrenată de Marius Ciumodică, și așa cum am spus și la începutul episodului, echipa din Turcia este dispusă chiar să trimită un avion privat pentru Denis, doar ca să-l aducă acolo. Salut, Tudor, mulțumesc multă baftă în episoadele cu transferuri, te pup. Oh, Denis, îți mulțumim mult pentru intervenție, a fost o onoare să te avem alături de noi și îți urăm mult succes indiferent de decizia pe care ai luat-o în privința parcursului tău în carieră. Vorbim despre un transfer pe care Alibek a declarat în nenumărate rânduri că și-l dorește, un transfer cu o probabilitate de 75% care s-ar putea realiza pentru suma de 2 milioane de euro. Este oficial, băieți, Messi a declarat că vrea să părăsească Barcelona în această vară. Așadar, foarte multe echipe din Europa au intrat în cursa acestui transfer, iar prima echipă cu șanse de 30% pentru a-l transfera pe Lionel Messi este Manchester United, echipa care l-a lansat pe Cristiano Ronaldo. Să nu uităm că cea mai bună perioadă de la începutul carierei lui Ronaldo a fost la Manchester United, vrea acum să încheie cariera lui Lionel Messi, și haideți să ne imaginăm Manchester United, echipa cu cele mai multe tricouri vândute, să-l aibă în echipă pe Lionel Messi, fotbalistul cu cele mai multe tricouri vândute, imaginați-vă ce boom ar da cei de la Manchester United pe partea de marketing. După cum bine știți, Messi și-a exprimat intențiile de a pleca de la Barcelona în mod formal, trimițând un fax către conducere, și se pare că apelurile primite de la conducere sunt preluate de către fiul lui Lionel Messi, care răspunde cu Hala Madrid. Și a doua echipă care și-a exprimat interesul pentru Lionel Messi și care și l-ar și permite este Paris Saint-Germain, echipă la care evoluează și bunul prieten al lui Messi, Neymar, iar acest lucru va fi un factor ajutător pentru acest transfer. Și așa cum vă povesteam la început, sunt 4 echipe în această cursă, iar echipa care a fost pentru prima dată interesată de Lionel Messi, înainte să declare el că nu va mai juca pentru Barcelona, este Inter Milano, unde știm că tatăl lui Lionel Messi intervine ca un factor destul de puternic, așadar 40% șanse să-l vedem pe Lionel Messi în noul sezon la cei de la Inter Milano.
Și echipa, dată de presă ca având cele mai mari șanse să-l transfere pe Lionel Messi, este Manchester City, echipă pe care noi o dădeam favorită încă din urmă cu o săptămână, cu șanse de 40% să-l achiziționeze pe Messi. Se pare că șansele au crescut la 50% odată cu exprimarea intenției sale în mod public. Și din punctul meu de vedere, eu cred că Pep Guardiola îl va folosi pe Lionel Messi pe poziția de center forward. Să nu uităm că atunci când el a jucat pe poziția de atacant central, a marcat 60 de goluri pentru Barcelona și să recunoaștem că Messi are o anumită vârstă și nu știu dacă mai are viteza necesară pentru a-i depăși pe Davis dacă ar juca în Champions League cu Bayern München sau pe Robertson. Și aș vrea în încheiere, băieți, să scrieți și voi în comentarii și să ne spuneți părerea voastră unde credeți că va juca Lionel Messi în noul sezon. Și aici se încheie, băieți, al 10-lea episod cu transferuri. Nu vine să cred că am ajuns la acest număr și vreau să-i mulțumesc lui Ionuț că mereu mi-a fost alături și o să fie în continuare. Și nu uitați să mergeți și la el pe canal, să-i dați acolo un subscribe și să vedem dacă reușim să facem 3000 de like-uri și la acest clip. Mulțumesc, Tudor, chiar dacă la începutul clipului ți-am dat puține emoții, să știi că sunt mereu la post. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la încă un episod despre transferuri. Eu am fost Ionuț împreună cu Tudor și v-am pupat. Pa, pa! Pa.